Numele meu este Victor și tradițional, în fiecare vineri, începând cu orele 10, dar astăzi începem un pic mai devreme, pentru că doamna secretară de stat are o ședință urgentă la orele 10 și discutăm despre Moldova digital, despre transformarea digitală a Republicii Moldova, noua prioritate națională din mai multe perspective. Din perspectiva că avem în programul de guvernare, că avem un viceprim-ministru responsabil pentru digitalizare, pentru că dezvoltăm pentru prima dată o strategie națională de transformare digitală 2023 2030 și astăzi discutăm despre e-justiție. E-justiția, după cum discutam noi cu colegii ieri și astăzi, afectează oricare om, dorim noi sau nu, și nu neapărat în procesul de instanțe, dar, de exemplu, notariat sau servicii juridice sau avocatură și multe, multe, multe lucruri conexe procesului de justiție. Reamintesc că eu reprezint IPRE și această discuție este organizată de către institutul nostru, Institutul pentru Politici și Reforme Europene, în cooperare cu Agenția de Guvernare Electronică a Republicii Moldova și privesc.eu. Radu, colegi, Vitalie, mersi tare mult. Și aceste discuții sunt organizate în cadrul unui proiect, se numește Creșterea rolului centrelor de cercetare în sprijinirea efortului național de integrare european la Republicii Moldova, Think Tanks for Europe, care este realizat cu susținerea fundațiilor pentru o societate deschisă. Nu lungim prea mult subiectul, doamna secretară de stat este cu noi pentru puțin timp. Invitații mei de astăzi, ai noștri de astăzi, sunt doamna Veronica Mihailov, secretar de stat, Ministerul Justiției, domnul Dinu Vatamanu, șeful Agenției Resurse Informaționale Juridice al Ministerului Justiției și domnul Petru Vârlan, director adjunct al Agenției de Administrare al Instanțelor de Judecată. Doamna secretar de stat, să începem cu dumneavoastră. Care sunt prioritățile de digitalizare ale Ministerului Justiției, atât procesele interne, cât și toate procesele care au interconectivitate cu profesiile libere, cu cetățenii, cu toată societatea, de fapt? Vă rog. Bună dimineața și vă mulțumesc mult pentru invitație. Într-adevăr, Ministerul Justiției este implicat plenar în procesul de digitalizare pe activitatea internă a Ministerului, în conformitate cu strategia de dezvoltare pe sectorul justiției, dar și în contextul promovării agendei digitale a întregii țări cu privire la serviciile publice digitale. Rolul nostru este cumva destul de amplu, având în vedere că noi participăm și la elaborarea actelor normative în acest sens, dar și suntem implicați și în procesul de avizare a proiectelor de normative cu referire la implementarea diferitor sisteme informaționale care sunt promovate de alte instituții, inclusiv de către Agenția de Guvernare Electronică. Ceea ce ține de nemijlocit agenda Ministerului Justiției cu privire la digitalizare, probabil în premieră o să-mi permit să spun că am luat o direcție nouă, provocatoare, aș spune, în acest an, deoarece una din, așa cum este prevăzut și în strategia de dezvoltare a țării pe anii 2020-2030, dar și în conformitate cu strategia pe sectorul justiției, cel de-al treilea obiectiv major, ține de creșterea gradului de acces a cetățenilor la serviciile juridice prin transformare digitală. De astfel încât chiar dacă primul an de activitate se spunem așa, mandatul actual al Ministerului Justiției a fost cumva mai dificil de a face pași mai avansați din cauza resurselor destul de limitate pe intern. Totuși suntem încurajați de faptul că am reușit să identificăm o viziune foarte clară asupra agendei digitale a Ministerului Justiției și a planului de acțiuni pe următorii ani. De fapt, vreau să spun că noi recent am avut și o discuție cu partenerii și donatorii de dezvoltare, unde pe una din platformele de cooperare și de asistență pe sectorul justiției, am adus la cunoștință despre agenda digitală a sectorului justiției, promovată de Ministerul Justiției și care sunt prioritățile noastre. Evident, una din prioritățile noastre ține de elaborarea și implementarea sistemelor informaționale cu privire la serviciile juridice și aici cel mai mare accent este focusat pe profesiile juridice, astfel încât suntem în proces de elaborare a registrului de stat unic electronic pentru profesiile juridice, de asemenea în colaborare cu Agenția de Guvernare Electronică vom
elabora și implementa registrul de unic a persoanelor autorizate. Ne bucurăm să avem anumite progrese pe segmentul ce ține de executorii judecătorești, urmarea încheierii unui acord cu Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești privind utilizarea sistemului informațional de gestionare a de evidență și de gestionare a dosarelor de executare, urmând a fi elaborat și implementat și registrul procedurilor de executare. Pe parte ce ține de notariat, am constituit un grup de lucru privind elaborarea propunerilor de modificare a legislației cu privire la digitalizarea activității notariale și o componentă, o atenție deosebită va fi acordată și modului de elaborare și implementare a registrului unic al procurilor, astfel încât să putem procede la digitizarea procurilor autentice eliberate de notari. Desigur, avem acum discuții și cu reprezentanții fiecărei profesii în parte, dar și cu partenerii noștri de la Banca Europeană pentru Dezvoltare în privința sistemului informațional cu privire la registrul de stat al profesiilor juridice. Alte domenii de interes pe care noi ne le focusăm sunt mai multe registre, mă refer la registrele cu privire la interdicții, proceduri de insolvabilitate, încă sunt la o fază, unele din ele încă sunt la o fază incipientă, altele însă sunt la o fază mai avansată, însă este necesar să vedem mai multe cerințe tehnice cu privire la asigurarea funcționalității acestora. Desigur, una din cele mai mari preocupări a noastră ține de implementarea și asigurarea eficienței e-dosar în contextul programului integrat de gestionare a dosarelor, dar în acest context deja domnul Vârlan va oferi mai multe detalii. Vreau să mai fac o precizare, este că noi ne bucurăm să avem să avem instituit ca un fel de tradiție, să zicem așa, o modalitate de conlucrare activă cu colegii de la AGE, astfel încât să ne coordonăm agendele în acest sens, dar totodată și să ne conjugăm eforturile în domeniul digitalizării, fiindcă partea ce ține de digitalizarea justiției este evident partea componenta digitalizării serviciilor publice, însă are un specific aparte și este important să conjugăm eforturile în acest sens. Chiar recent am avut o ședință destul de lucrativă pe ceea ce ține de elaborarea conceptului sistemul informațional cu privire la Arhiva Națională și multe alte activități demarate sunt în acest sens. Doamna secretar de stat, vă mulțumesc mult. Doar o singură întrebare am. Toate aceste registre și aceste sisteme și aceste soluții despre care ați vorbit, noi avem o problemă pe alte domenii, nu din domeniul justiției, dar o să discutăm asta cu colegii dumneavoastră, au o problemă de interoperabilitate și interconectivitate între ele. Pentru că noi dacă nu asigurăm această reuzabilitate a datelor și interoperabilitate, atunci noi iarăși ne ciocnim, așa cum spunea domnul ministru al economiei, că noi avem un fel de feudi digitale care nu discută între ele și nu conectează, nu se interconectează. Și drept urmare, serviciul public oferit cetățeanului are de suferit din calitate, viteză și așa mai departe. Dacă aceasta este o prioritate, o singură întrebare am adus. Da, evident și de aceea și avem discuțiile și conlucrarea pe fiecare segment în parte cu colegii de la AGE, tocmai ca să avem și un concept unitar cu privire la modul de digitalizare a sistemului informațional, dar și pentru a asigura interoperabilitatea acestor registre și sisteme informaționale, fiindcă altfel atunci nu va fi un proces congruent și definitivat până la capăt și furnizarea sau emigrarea mai multor informații va fi cumva blocată pe alături. Vă mulțumesc, doamnă secretar de stat. O mică întrebare și ultima. Toți angajații în Ministerul Justiției folosesc semnătură digitală și managementul documentelor în interiorul Ministerului este digital sau nu? Doamna secretar. Da, de fapt ar fi trebuit să încep cu asta, că primul an pentru noi toți a fost o provocare, astfel încât cu toți angajații în primul rând am avansat pe digitalizarea activității interne și utilizarea semnătorii electronice. Dacă primele 2 sau 3 luni încă stăteam să examinez mate și de hârtie, tone de hârtie și să le semnez, acum totul este prin sistemul informațional și cu semnătura digitală.
Doamna secretar de stat, vă mulțumim mult, vă dorim succes, să aveți o zi cât mai bună astăzi, sfârșit de săptămână, noi discutăm în continuare cu colegii dumneavoastră. Mulțumim frumos, discuții frumoase în continuare. Salut, mână, la revedere. Ok, colegi, atunci începem să discutăm nemijlocit despre tematica serviciilor, bazelor de date, interoperabilitate. Doamna secretar de stat a setat așa niște idei de bază, că noi aveam transformarea digitală drept prioritate, atunci ce înseamnă procesele interne, externe, interoperabilitate, semnătură digitală, conexiuni cu societatea, cu cetățenii și așa mai departe, să vedem nemijlocit ce avem noi în acest moment. Și noi discutam ieri cu dumneavoastră referitor la eventual cam unde putem să ajungem. Haideți să discutăm din două perspective. Din perspectiva as is, da, ce avem în acest moment și cam unde putem să ajungem. Adică care este acea direcție strategică despre care vorbea doamna secretar de stat, care de fapt este finalitatea acestui proces. E clar că tot ce înseamnă transformare digitală, finalitate nu există. Da, pentru că tehnologiile se dezvoltă non-stop, noi ne-am interconectat acum gratuit, nici măcar nu știm unde ne aflăm din diferite țări, da, toți avem device-uri, toți avem semnături, toți avem tot felul de calculatoare, nu știu de care 14-lea model de iPhone deja, dar în continuare noi folosim schimb de date noi din secolul trecut, scuzați de expresie, că asta este de fapt realitatea, da? Haideți să vedem cam care sunt acele soluții. De exemplu, eu mă uitam așa un pic prin țara în care mă aflu eu un pic și cam care era așa, ideea generală, cam ce se poate de folosit sau care sunt cele mai utilizate servicii din domeniul justiției. Desigur că noi avem acest e-file, care este e-file, de fapt are două componente. Este e-file propriu-zis, care îl folosesc participanții la proces în interior, da? Mă refer la procuror, la avocați, la judecători și așa mai departe, și noi avem un slash din el, o extensie care se numește e-file public, unde are acces, de fapt, practic fiecare. Da? Adică e o chestie super importantă, pentru că este absolut clar procesul pentru toți participanții la proces. E instanță, lucrează în Estonia absolut în fiecare instanță, din 2006 deja suntem la varianta a doua, unde toate documentele se încarcă electronic, se vede foarte clar care este procesul acestor pe toate palierile și așa mai departe. Noi avem, desigur, e-notariatul și toate aceste, apropo, toate aceste sisteme despre care vorbesc sunt interconectate. De exemplu, e-notariatul este interconectat automat cu 17 registre diferite. Este super important că atunci când eventual vii cu un document notarial, ai acces la toată informația, nu trebuie să aștepți. Cum spunea domnul Mircea Eșan într-o discuție anterioară, directorul ASP, toată lumea așteaptă că ASP o să vină cu serviciu sau soluția corespunzătoare. Dar nimeni nu se întreabă dacă cât sau care este marja informației pe care o deține ASP ca să vină cu soluția corespunzătoare. Și spunea domnul director că există servicii oferite de ASP, dar care în proporție de 90% nu depind de informația care o deține ASP. Atunci, interconectivitatea acestor date este super importantă. Apoi noi avem acest sistem e-arest, un sistem electronic de anchetă informațională și mediere a arestului. E un canal de informare între stat, instituțiile de credit și de plată. Noi avem așa un registru interesant, se numește Registrul Proprietății Matrimoniale. În Estonia lucrează foarte bine, deci dacă te-ai căsătorit, te înregistrezi în registru, contract corespunzător și atunci asta ajută într-un litigiu familial, dacă el cumva va avea loc. Sperăm să nu, dar viața este viață. Desigur, noi avem acest registru a pedepselor. Nu l-avem în Republica Moldova. Este o bază de date care este o parte din e-file-ul acela public. Despre toate persoanele care au fost supuse oricărei pedepse mai mari de 200 de euro, sau 50 de unități convenționale pe teritoriul Estoniei. Adică e super clar. Și haideți să ne mișcăm un pic și în viitor, pentru că asta se testează deja. Domnul Vatamanu știe acest lucru. Mi-a luat, pare că am discutat odată chiar subiectul ăsta. Cu acest judge robot, da? Adică robot judecător, care este un proiect super ambițios, desigur, dar el a început să fie proiectat ca un robot judecător. Ideea care este? Că dacă noi știm, nu știm exact, vrem să mergem în instanță sau nu, noi putem să încărcăm documentele corespunzător în sistem și în bază de AI, drept că nu sunt litigii foarte mari, sunt mai mici de 7.000 de euro, dar ideea este că să nu ajungem la judecată. Și dacă într-un fel AI robotul spune că you make no sense, n-are sens să mergi mai departe, atunci asta ne scutește de o mulțime de timp, nervi, bani, avocați, drumuri, ani de, și așa mai departe. Deci sunt o mulțime de elemente care funcționează deja de 20 de ani, 15-20 de ani și sunt elemente de viitor.
Haideți să vedem care este situația în acest moment, să discutăm un pic. Eu propun să facem în felul următor. Domnul Vatamanu să ne povestească un pic despre soluțiile existente în acest moment și domnul Vârlan să ne povestească un pic despre PICT, cum el funcționează și după care noi să începem să discutăm între ele. Domnul Vatamanu, câteva minute, vă rog. Bună ziua tuturor! Într-adevăr, soluțiile din Estonia ne lasă câteodată frapați de potențialul sistemelor informaționale. Trebuie să privim, dacă să luăm pe partea Republicii Moldova, trebuie să privim toate chestia asta ca instrumente. Și aceste instrumente noi trebuie să fim gata să le acceptăm și să le utilizăm. Cât privește dialogul dintre cetățean și justiție. Justiția per se trebuie privită ca un sistem în ansamblu. Cetățeanul, e pe de altă parte, el beneficiază de serviciul de justiție. Noi ceea ce am făcut odată cu ceea ce vrem să facem, ceea ce vrem să obținem pe partea digitizării segmentului justiției, este să aducem la un anumit nivel segmentul de digitizare în justiție, pentru că în justiție sunt mai mulți actori. Pe de o parte, sunt profesiile care trăiesc cu instanțele de judecată, care interacționează cu instanțele de judecată, care ei între ei schimb date, documente și așa mai departe. Și pe de altă parte, este cetățean care el trebuie să beneficieze, adică să poată lua legătură cu reprezentanții profesiei și totodată să obțină anumit feedback, un rezultat, da, o adresare, un rezultat. Deja circuitul în cadrul profesiilor, cum ar fi profesiile juridice, cum ar fi poliția, cum ar fi procuratura sau o instanță de judecată sau cu avocații și așa mai departe, este un circuit intern care este la fel, la rândul său, reglementat de instanțele de rigorile legale, în mare parte. Respectiv, noi trebuie să aducem toate aceste profesii într-un unison, la un anumit nivel de dezvoltare sau de utilizare instrumentelor IT. Aceste instrumente per se reprezintă, cum ar fi digitizarea unui document, unui act juridic. Când se digitizează sau când îl avem în formă electronică, trebuie să uniformizăm standardele și în baza schimbării standardelor, noi deja vom avea posibilitatea, adică uniformizării standard, vom avea posibilitatea să asigurăm un circuit eficient de documente între instituții. Adică să nu se primească că cetățeanul se adresează o cerere la un reprezentant în justiție în versiune electronică, reprezentantul să imprime cererea, să o prelucreze și mai departe, după care iară să o scaneze, să o transmită la altă autoritate. Adică noi mergem... Se întâmplă acum asta, domnul Vatamanu? Sunt situații când documentul vine electronic, după care se imprimă pe hârtie, după care este prelucrat, emis un alt document și așa mai departe, după care se digitizează. Dar chestia aceasta depinde de fiecare serviciu în parte prestat de justiție. În cazul dat, cred că colegul Pietru va vorbi mai detaliat ceea ce ține de PICT și e-dosar, pentru că e-dosarul vine ca un instrument pentru profesiile la etapa de pilotare pentru profesiile de avocați, ca să vină să depună documente, să primească informații despre dosar, starea dosarului, statutul dosarului. O altă profesie care este la un nivel destul de avansat de digitizare, cum a menționat și domnul Mihail, sunt și executorii judecătorești. Ei s-au automotivat într-o măsură și au permis și-au standardizat metodele de lucru, documentele, fapt care permite schimbul de date pe un anumit segment. Chiar recent a fost implementat în cabinetul cetățeanului, în cabinetul de informația despre existența și statutul procedurii de executare. Adică orice cetățean poate să intre sau o companie să-și acceseze cabinetul personal și să vadă dacă este vreo procedură de executare inițiată în privința lui sau companiei și dacă da, adică poate să ia măsuri, să ia legătura cu executarea. Și gajului, dacă nu greșesc. Da, și recent, tot cred că de vreo lună, nu mai mult, Agenția de Resurse Informaționale Juridice în cooperare cu Agenția de Guvernare Electronică a fost implementat informația despre existența gajului, adică dacă o persoană are gaj sau nu are gaj, este informația plasată pe portal. Ce avem priorități în continuare este... Domnul Vatamanu, eu propun să discutăm priorități un pic mai târziu, da. Dar doar să facem așa un fel de concluzii. Da. Da? Deci, avocații au un sistem sau nu au?
E-dosar este un instrument la moment care e destinat pentru avocați, la nivel de pilotare, după care vor fi cel mai degrabă destinat și cetățenilor, dacă mă înșel. Bine. Executorii judecătorești au un sistem. Au un sistem informațional al lor. Care l-am integrat în MKBN deja. Deci, practic, da, informația separată. Da. O entitate separată au demonstrat că ei au capacitatea și au digitalizat serviciile lor și le-au integrat în cabinet. Corect? Da. Da. Perfect. Domnul... Notarii. Da, vrem să lucrăm cu ei pentru a vedea modalitatea sau mecanismele de digitizare a procesului de emitere a procurilor. Ca în cabinetul personal la fel tot să ai posibilitatea cetățeanul să vadă. Are procură, nu are. Acum nu există e-notariat, domnul Vataman. Este în proces de dezvoltare. Deci adică este în proces de conceptualizare toate aspectele ce țin de ce vrem să obținem noi, adică să vedem viziunea pe viitor. Eu doar am să explic un pic ce înseamnă e-notariat în perspectiva mea. Eu locuiesc în altă țară decât Republica Moldova și sunt cetățean a două țări altele decât Estonia, da? Și, de exemplu, dacă eu am o procedură de făcut în România, sunt cetățean și la România și o fac la ambasadă aici, în Estonia, în ambasada României, în regim real, notarul dintr-un sat din România vede care este această decizie și actele notariale. Eu vorbesc strict din punct de vedere a unui utilizator care este atât de simplu. Și pe de altă parte, eu am o situație în Republica Moldova în care cineva mă așteaptă să merg la un notar de 2 ani și noi nici cum nu putem găsi această agendă comună împreună. Deci e un super trigger, dacă doriți, un sistem care pare simplu, e notariat, dar este atât de important pentru cetățean. Domnul Vârlan, povestiți-ne un pic despre e-dosarul dumneavoastră, cum el funcționează în acest moment, rata de penetrare de către participanții la proces ne interesează în mod special și în mod special ne interesează din punct de vedere a cetățeanului. Pentru că cetățeanul ce vrea? Cetățeanul vrea un proces echitabil, rapid, corect și care să nu dureze un deceniu. Care este situația cu PIC din acest moment și care este perspectiva de dezvoltare a lui? Domnul Vârlan, vă rog. Bună ziua, stimați colegi! Mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, noi deja avem sistemul PIC care din 2009 este în pilotare. Domnul Vârlan, haideți să explicăm la oameni ce înseamnă PIC. Programul integrat gestionarea dosarelor se numește, este un program care este un soft și un program care lucrează în mare parte judecătorii și angajații la instanță judecătorești pe el. Practic astăzi nimeni din instanțele de judecată nu poate să-și conceptualizeze munca fără acest sistem. Toate documentele care vin în instanță de judecată și care se emit din instanță de judecată sunt încărcate în PIC și ele sunt administrate în PIC. Toate procesele care sunt în cadrul instanței de judecată, de asemenea, ele sunt monitorizate în PIC și efectuate. Mai mult ca atât, sistemul, programul integrat de gestionare a dosarelor generează el singur documente, de exemplu, el fișa de repartizare aleatorie a dosarelor. Unul dintre cele mai importante elemente ale acestui sistem este că dosarele, când vin în stadiul judecat, se repartizează aleatoriu la judecători și procesele deja se duc conform acest principiu aleatoriu a repartizării dosarului. Domnul Vârlan, ne cer scuze că vă întrerup. Noi încercăm să discutăm cât mai simplu posibil pentru cât mai mulți oameni. Asta era ideea. Deci dacă eventual este un dosar penal, el nimerește un sistem corespunzător, atunci, ca să fie clar, nu există un Big Brother, da? Da. Care spune că tu te ocupi dosarul ăsta, tu acolo și așa mai departe, da? Deci asta face mașina, asta face softul, explicați. Da, softul, deci dosarul penal, dar de obicei instanță cum vine? Vine rechizitoriul procurorului care stabilește că fapta care este penală sau dosarul civil cere de chemare în judecată, se încarcă în sistem și după ce se încarcă în sistem de către angajatul cancelarii din statul judecată, sistemul în mod aleatoriu, în baza unor circunstanțe și unor variabile care sunt independente, stabilește aleatoriu care o să fie judecătorul care o să examineze cauza. Și astfel se elimină foarte multe chestiuni ține de incompatibilitățile judecătorilor, conflict de interes și alte cauze care pot duce, de exemplu, ca să fie judecătorul recuzat sau să fie un conflict de interes în acest sens. Sistemul, și noi deja, acest sistem a avut și un audit în acest sens
și se elaborează și aceste repartizare aleatoriu este de obicei în sens. Mai mult ca atât, în fiecare instanță, astăzi repartizarea aleatorie se face de serverul central care îl avem noi, serverul central la STISC, și în acest server se repartizează toți judecătorii din cadrul instanței judecătoriești sau seriului în care se stabilește. De exemplu, o instanță din Chișinău, de exemplu, stabilește pe serii de repartizare pe judecători. Sigur că noi avem și completele specializate, dar iarăși, se respectă principiul repartizării aleatorie a dosarelor. Dar și nu e pe sedii, da? Adică sedii ale judecătorii, da. Pe persoane da. Nemijlocite. Da, doar cauzele de contravenționale sunt pe două sedii, pentru că astfel a fost hotărârea CSM-ului. Dar în mare parte, PICDU reflectă toate regulamentele și actele normative care sunt. Practic este o emanație a codului de procedură penală și civilă, pentru că noi acolo avem toate procedurile și astfel se face cunoștință. Mai mult ca atât, încă programul integrat general de dosarelor înregistrează toate cerințele de judecată audio și ele sunt disponibile. Nu mai trebuie să, cum era anterior, discurile care erau înscrise în cerințele de judecată, transmiteau la instanța superioară. Instanța era superioară sau cine vrea să accesa dosarul, în timp real accesați dosarul și poți vedea toată informația care este în PIC. Sistemul nostru este strâns legat cu interconectarea, vorbeați de interconectare, este interconectat cu mai multe registre de stat, registrul populației, registrurile cadastrale sunt integrate cu sistemul și astfel judecătorul, de exemplu, poate în timp real, de exemplu, în cadrul ședinței, accesează registrul cadastral, de exemplu, de date de teritoriu, registrul populației, ca să vadă informația. Pentru de obicei, anterior cum era? Se făcea interpelarea la ASP, treceau un timp, se amânau ședințele judecată. Vedem că timpul de examinare a cauzelor este mai scurt. Dar sigur, la moment noi încercăm să integrăm cât mai multe sisteme în PIC, pentru că în timp real judecătorii să aibă acces la mai multe sisteme și totodată și sistemul nostru generează anumite date care poate fi consumate de către alți utilizatori. Noi avem o discuție foarte bună cu cei de la Agenția de Guvernare Electronică care planificând viitorul anumite hotărâri judecătorești să fie expediate către serviciul de stare civil, de exemplu. Sau vorbim și cu domnul Vatamanu ca încheierile de executare să fie transmise prin interconectarea sistemului de executare judecătoriesc, pentru că un element foarte important al actului de justiție, pe lângă autoritatea decizii de judecată, este și executarea hotărârilor judecătoriești. Practic asta este unul din cele mai importante, pentru că omul simte că actul de justiție are un element material. Și dacă hotărârile judecătoriești o să fie executate în termen și o să fie executate conforme, o să fie o rezultat foarte bună a sistemului judecătoriesc. Pe lângă asta, ne cer scuze că vă întrerup, noi am promis că să avem o discuție mai mult, da. Să nu monopolizăm discuția. Spuneți-ne, vă rog, dar care a fost ideea cu adresarea domnului viceprim-ministru Țurcanu? Referire la adresare că nu se respectă semnătura digitală, asta unu. Și doi, tot cu semnătura aceasta digitală, este corect că unii judecători nu recunosc semnătura mobilă? Și doar semnătura eliberată pe token STISC, el doar au aceeași putere juridică. Ne puteți cumva lumina pe subiectul ăsta? Și după asta nu trece pe domnul Vataman. La noi judecătorii beneficiază de intima convingere și fiecare stabilește cerințele în cadrul procesului. Dar, sigur, au existat o serie de judecători care nu admiteau. Noi am încercat să facem mai multe instruiri, să informăm mai mult că semnătura digitală este egal ca o semnătura holografă, care este și nu trebuiește. Sigur că noi am expus cerințele, cum poți să verifici semnătura electronică. Deci dacă documentul vine electronic, pot el, pentru că ei spuneau, dar cum noi verificăm dacă el este semnat? Deși noi ne-am explicat. Dacă este sistemul creat de Agenția de Guvernare Electronică, unde poți să încarci documentul să verifici semnătura electronică. Astăzi situația s-a îmbunătățit mult mai mult după această discuție a domnului viceprim-ministru și mulți din judecători deja examinează cauza semnătura electronică. Foarte mulți cereri de chemare în judecat se transmit pe poștă electronică. Astăzi avem, chiar dacă sau documente, de exemplu, cer de amânare, se transmite electronic, semnează electronic. Știți cum, care ideea? Sistemul judecătoresc este mai conservatist, de fapt, și în acest motiv schimbările sunt mai greu, dar ele când sunt, deja ele se stabilesc. Ca de exemplu, la început erau foarte multe persoane din sistemul judecătoresc care spunea că programul
programul dosarelor nu este convenabil, nu o să aibă eficiență, dar astăzi toți judecătorii spun că noi fără el nu putem să lucrăm, pentru că unul la mână, el ne protejează pe noi ca angajați, pentru că toate acțiunile se văd când le facem, în ce termen, putem să verificăm acțiunile. Și doi la mână este că este o eficiență a lucrurilor care este și foarte multe procese care erau anterior. Registre. Noi, de exemplu, anterior, și acum, cu suportul celor de la USAID, de la proiectul Instanță Judecătorești Model, la instanțele pe pilot din Bălți și din Ungheni, noi am expus foarte multe registre fizice. Erau 86 de registre în instanță judecată care se foloseau. Astăzi au rămas doar 16 în aceste instanțe. Deci, încă o dată, de la cât? La cât? De la 86 de registre. 86 la 16? Da, fizice. Deci 70 de registre au dispărut. Deci, domnul Vârlan, știți cum, eu întotdeauna spun așa, că noi mai glumim în discuțiile acestea, când a apărut tractorul, știi, motorul cu apă, da, și tractorul, atunci fermierii care săpau cai, dealurile tot erau împotrivă. Și întotdeauna spun, dar cum vrei să strângi mai mult roada, cu combina John Deere sau manual? Adică știți cum... Deci, ca să fie foarte clar, ca să explicăm celor care folosesc PICT sau care au încă reticențe, semnătura digitală și cea holografică este absolut egală, da? Ca să nu fie niciun fel de neînțelegere pe subiectul ăsta. Și doi, care este super important din perspectiva de utilizare a PICT-ului, este că nu aveți nevoie de acea ștampilă care apare când printați documentul digital. Aceasta față de, deci folosiți cu încredere celelalte instrumente de autenticare digitală care sunt... e-mobile de la Orange Moldcell sau buletinul electronic eliberat de ASP. Drept că acolo sunt doar 60 valabili. Noi am făcut o cercetare la 17, o să o prezentăm cu domnul viceprim-ministru. Dar asta e altă întrebare. Domnul Vătămanu, să sărim așa. Domnul Vătămanu, dumneavoastră ați vorbit despre câteva idei, câteva soluții și așa ați început să discutăm despre viitor. Dar haideți să discutăm despre viitor, încotro mergem. Și cu accentul pe care sunt acele elemente care ne încurcă să mergem înainte cu o viteză care ne-am dorit. Și elementele pot fi mai diferite. De exemplu, același director la ASP, eu întotdeauna adresez întrebarea asta, care e problema, de ce nu merge? Și a spus că noi avem și bani, noi avem și tot avem, și calculatoare, și suport. Oameni nu avem suficienți. Alții spun, dar noi nu avem bani, alții spun, dar noi nu avem calculatoare, alții spun, dar noi nu avem voință, nu știu care, de politic și nu știu de care. Spuneți-ne, vă rog, care sunt, unii ne mișcăm noi și care sunt acele probleme și cum noi putem să ne mișcăm cu aceste probleme. Și după asta, domnul Vârlan, să ne povestiți despre ce faceți noastră acum, acele 30 de elemente noi care le includeți în PIG și aceeași perspectivă. Care sunt problemele și de ce aveți nevoie ca să fim mult mai eficienți pe tot ce înseamnă administrarea curților. Și dacă e posibil, domnul Vârlan, post factum, noi de ce nu avem procurori și avocații și ceilalți toți membrii părțile în judecată, în sistem, să avem doar judecători? De ce nu le permitem accesul lor acolo? Domnul Vătăman? Da, cum am menționat la început și Petru a confirmat, justiția este un proces. PIBD-ul reflectă pe de o parte partea materială, adică ceea ce omul vrea, ce vrea să obțină, ce prescrie legea, dar ca să obții toată chestia respectivă trebuie să respecte anumite reguli. Procesul de digitizare presupune și o reglementare a acestor reguli în versiune electronică ca să fie sigur că sunt respectate toate condițiile necesare pentru a emite un act juridic corect. Noi avem discrepanță între ceea ce este în instanță de judecată și ceea ce este la alte profesii și alți participanți la actul de justiție. Da? Este o discrepanță destul de majoră. Dacă în PIC de acum noi putem scoate hotărârile, sunt publicate, sau cel puțin putem trece la o etapă ulterioară ca să fie publicate în cabinetul personal la cetățeanului, închierile, hotărârile, documentele executorii, starea procedurii și așa mai departe, e posibil chestia respectivă. Cu alte autorități cam este dificil acest lucru, pentru că ei nu au un sistem. Ei folosesc metoda clasică, suportul de hârtie. Și câteodată, cum l-ați menționat și dumneavoastră, că este discrepanță. Eu nu văd ștampila umidă. Domnul Vătămanu, vă întrerup un pic. Știți, noi deja spunem metoda clasică. Metoda clasică este că noi toți folosim telefoane și calculatoare, dar tot o numim metodă clasică. Ea poate era clasică secolul trecut. Justiția e clasică. Ok, bine. Ce vrem să noi să obținem, noi vrem să ducem la un anumit standard digitizare, să fim siguri că actele care sunt emise în
sunt emise, sunt pasibile de a fi supuse unui schimb de date. Și pentru că problema cea mai mare care admit faptul că și instanță sau ultima convingere a unor judecători este veridicitatea informației. Pentru că un document juridic sau un act de emis de instanță o poate schimba vieți. Și respectiv, chestia asta trebuie să fie cert că într-adevăr așa este și nu este. Și nu se admit careva ingerință sau acuzuri. Din cât știu eu, din autoritățile de stat, sisteme informaționale care pot schimba date, este PIG, instanța de judecată, este Procuratura Generală, dar ea un sistem informațional care la o etapă anumită el trebuie ajustat pentru schimbul de date ca să vină informația în PIG sau să fie din PIG comunicată informația în sistemul informațional. În alte sisteme este MAIU, chiar aceleași contravenții, să le vedeți că ele sunt publicate pe portalul, în cabinetul cetățeanului, după care merge cu profesiile juridice, bine, executorii sunt, au un anumit nivel de dezvoltare, după care sunt notari, experți judiciari, chiar astăzi, după emisiunea respectivă am o ședință cu, pe marginea sistemului informațional de expertiză judiciară, care tot este un act juridic folosit în sistemul de justiție. Bine, cu notariatul deja am discutat, este stringent chestia, se lucrează activ la capitolul ăsta. Să spunem că sunt bariere. Care sunt barierele? Cea mai mare barieră este înțelegerea. Că e posibil și ceva mai bun. Dacă înainte, dacă să ne aducem aminte de justiție, când se făcea justiție, aduceai omul și spune că este martor, dar acum de la martor la hârtie, tot cred că era o reticență. Și acum când hârtie nu există, dar există un suport electronic sau afișează informația, tot este o reformă. Toată chestia respectivă, în mare parte, orice transformare trebuie să fie făcută prin instrumente ușor acceptate sau ușor intuitive, cum ați mai menționat, sau ușor digerabile, să spunem așa, da? Ca cetățeanul să înțeleagă, poftim, iată, eu am pus, gata, eu sunt sigur că este pus. Eu am rezultat, eu am feedback de la autoritatea care eu am apelat. Totodată trebuie să fie practice instrumente pentru profesii, adică pentru actorii din sectorul justiției. De Petru a menționat că judecătorii câteodată nu cred că documentul este semnat electronic, cum să-l verificăm? Da, la momentul de față arătăm că intrăm pe un portal expert și așa mai departe, dar chestia respectivă poate fi ca instrument integrat în PIGD, a încărcat documentul sau prin e-dosar s-a semnat documentul sau actul care s-a transmis la instanță și la judecătorii apare că documentul e verificat. Adică iarăși, instrumente care ușor să fie percepute de cetățeni, că într-adevăr este un document juridic valabil și nu sunt... Domnul Vătăman, dumneavoastră ați vorbit cuvântul cetățeni de vreo 3-4 ori acum în intervenție. Asta este super important. Pentru că noi, la modul general, în sistemul justiției, se crede că noi facem nu știu care sistem, da, electronic pentru specialiști. Da? Dar, de fapt, asta este o perspectivă limitată, într-un fel. Da, ea este necesară. Dar ceea ce a spus dumneavoastră este super important. Cum cetățeanul interacționează? Cum el vede acest sistem? Cum el înțelege că el funcționează pentru el? Cât de credibil este el? Ce numim noi trust, da? Și dumneavoastră ați vorbit la probleme de această înțelegere. Pentru că dacă nu există înțelegere că asta este un eficient, probabil că nu va fi folosit. Se va găsi tot felul de scuze care n-au niciun fel de sens logic, da? Că semnătura nu merge, nu cred, exact așa cum, nu știu, 30 de ani în urmă nimeni nu credea că banii pot fi și electronici și mergeau tot cu bani electronici, da? Adică cu cardul și scoteau banii propriu zis. Adică știți cum era un fel de disensiune de asta, e un fel de luptă dacă doriți, luptă digitală într-un fel sau altul. Și de aici revin două elemente super importante, că dacă nu există înțelegere, nu există acel care îl numim noi ownership, da? Da. Noi de ce discutăm cu diverse domenii la această serie împreună cu Agenția de Guvernare Electronică, cu domnul vicepremier, discutăm foarte des subiectul ăsta. Că domeniul justiției nu este responsabilitatea domnului viceprim-ministru Țurcanu. Da? Trebuie să fie foarte clar acest lucru. Da? Deci fiecare domeniu are responsabilitatea sa pentru că nu poate să aibă o expertiză mai bună pe domeniul corespunzător decât persoanele care sunt din interior. Și eu vreau realmente să văd două elemente aici. Da? Elementul unu, că se explică cât mai mult, pentru că eu am așa o impresie că noi nu cunoaștem. Foarte des noi avem soluții, noi avem peste 200, noi știți foarte bine, soluții digitale,
am avut așa o experiență tare, nici nu știu cum să zic, neplăcută. Noi am fost cu vreo 20 ceva de oameni cu un prieten de la Agenția de Guvernare Electronică într-un sat. Și eu povesteam despre Estonia, cum asta lucrează, știți cum eu vorbesc despre Estonia. Și ei erau foarte mirați, wow, asta e cosmos. Și prietenul meu de la Agenția de Guvernare Electronică spune, stați oameni buni, dar noi exact ce spune Victor, noi avem și noi Republica Moldova. Și au fost de 10 ori mai uimiți. Deci nouă ne lipsește elementul ăsta de comunicare. Și al doilea element care este super important, imediat discutăm cu domnul Vorlan subiectul ăsta, el ține de acea anumită intuitivitate. Noi dacă credem că noi construim o super rachetă cosmică care nimeni nu înțelege și ne trebuie jumătate de ani ca să înțelegem cum lucrează sistemul, probabil că noi ceva am greșit. Deci noi nu avem acea utilitate ca să folosită și gradul de penetrare a soluției să fie cât mai mare. Domnul Vărlan, eu v-am adresat acele... Un serviciu electronic trebuie să aibă un început și o finalitate. Explicați. Păi să îi explic de ce. Adică eu dacă apelez la un serviciu electronic, eu vreau rezultatul să-l primesc tot electronic și rezultatul să fie recunoscut. Eu nu pot să... Bine, dau cel mai simplu exemplu pentru cetățeni, da? Extras de la companie. Da, poți să-l depui... Extras privind compania. Puteai să-l depui și online cerere, dar oricum trebuie să mergi fizic, procură, ca să-l ridici și așa mai departe. De ce chestia asta nu era... De asta și nu a avut poate atâta cum valoare adăugată pentru cetățean, pentru că e folos, 5 minute, ok, dar oricum trebuie să pierd jumătate de zi, că să mă duc să fie oameni. Respectiv, în situația dată, noi trebuie să ne gândim că orice serviciu trebuie să aibă un început și o finalitate, un rezultat. Dacă este un rezultat intermediar sau este o etapă intermediară, atunci serviciul este destinat eșecului. De asta serviciile pentru justiție trebuie privite deja sub experiența deja acumulată. Noi dacă facem pentru cetățeni acces la justiție, înseamnă că accesul la justiție trebuie să fie însoțit de un acces deplin, de depunerea documentelor, să nu fie dubii de pe toate chestia respectivă. Dacă e notariat, e notariat, dacă e executor judecătoresc, executor judecătoresc, dacă e comunicare cu instanța sau cu orice altă profesie, această comunicare trebuie să fie cert, că să nu mai fie supusă dubilor, că n-am primit-o, eu nu știu și așa mai departe. Asta e pe de o parte, pe de altă parte. Pentru autoritățile de stat, instrumentul tot trebuie să fie intuitiv și rezultativ. Adică dacă îl faci intermediar, că eu îl examinez, examinează cancelarea documentul electronic și ulterior îl imprimă și ca să meargă să-l repartizeze în lucru, atunci tot apare o problemă. Apare repulsia asta din interior și e greu să schimbă toate chestiile astea. Eu de acord asta, cu de asta noi vrem să mergem, da, poate undeva lua mai mult timp, mai mult efort, mai mult așa, dare implicarea a autorităților de stat, dar să ajungem la fiecare segment în parte, să-l facem de la bun început până la sfârșit. Domnul Vătămanu, mergi mai departe chiar. Eu, în general, nu înțeleg de ce trebuie hârtia finală la extras din registru. Eu de câte am înțeles abia o lună în urmă, poți iei documentul de la... Da, cel care solicită instituția, că el are acces la document. Extrageți-l om bun, de ce pui omul să alerge? Și ideea asta cu cazierul judiciar, eu desigur că e super că prin M-Delivery de o lună de zile e posibil de adus, dar care este ideea? Este un document care îl poate extrage solicitantul. Domnul Vărlan, în afară de întrebările dumneavoastră, noi avem întrebări pentru dumneavoastră aici de la urmăritorii noștri. Deci, salut! Întreabă-te, rog, pe când preconizează să furnizeze date din PIG, deoarece la moment ei descarcă deciziile și hotărârile instanțelor și le expediază spre executare la Ministerul de Interne, la aprobațiune și asta durează. Poate să fie cazuri de întârziere și până ajunge la aprobațiune, omul fuge din țară. Și aici, cu accesul avocaților, dumneavoastră ați spus, este suficient să le ofere roluri în PIG și să poată avea acces la dosarul electronic. Domnul Vărlan? Da, mulțumesc de întrebare. Într-adevăr... Nu vă spun cine a întrebat. Noi ne cunoaștem, da. Am înțeles. Noi vorbeam la început de interconectare și ca să fie interconectarea, și domnul Vătămanu spunea că trebuie să fie toate sistemele la un nivel. Noi la momentul actual ne-am luat deja o problemă că vrem să furnizăm date, de exemplu, procuraturii sau celor, dar sistemele lor încă nu sunt gata de a primi, trebuie sistemele interconectate. De aceea noi, la moment, colegii de la, cu suportul celor de la Millennium și proiectul de acces la justiție, am elaborat un ghid și un raport în care este prevăzut că o să fie posibil că aceste hotărâri, acte care limite, care au efecte ai judecătorești, o să fie emise în timp real, după examinare, o să fie transmise imediat
către organele de executare a celor care sunt de destinate, executori judecătoresc sau deja justiciabil sau organele de executare, cum ar fi birourile de probațiune, pendenciarele și celelalte organe sau birourile vamale, de exemplu. La moment, noi trimitem, de exemplu, în răioanele care sunt, este pilotarea, adică este ca model în Bălți, Ungheni, în aceste instanțe, se transmite hotărârile semnate electronic. Apropo că la noi colegii sunt judecători, au posibilitatea ca în program, ca în PIC, să semneze electronic hotărârea și are aceeași valoare juridică. Și ea transmite semnat electronic către organul de executare și ea poate fi pus în executare liber la moment. Dar acesta se face prin sistemul de poștă, dar noi am dorit ca el să fie integrat. Pe viitor, deja, acum o să trec deja la e-dosar ca să... Scuze, domn Vârlan, ce înseamnă prin poștă? El este semnat acolo și după asta e extras și trimis prin poștă? Prin poștă electronică, dar alții... Da, așa este transmis la moment, pentru că... Îl completez puțin și pe Pietru. Noi, ca strategie de dezvoltare, avem crearea anumitor registre de acte de justiție, cum ar fi registrul documentelor executorii, registrul procedurilor de executare, registrul interdicțiilor. Ce ar însemna aceasta? Că de moment când este emis actul, el se depune într-un repozitoriu în care... deja documentul rămâne electronic acolo și deja ceilalți actori inevitabil preiau informația din acest registru, un fel de M-Connect pentru justiție în care de momentul s-a emis documentul executoriu sau s-a emis hotărârea, s-a pus într-o bază de date sau cum ar fi o arhivă și deja cui este destinat? Este destinat executorul sau este destinat poliției sau este destinat probațiunii? El automat în fiecare minută, secundă, el ia informația și el începe lucrul pe document. Adică noi, exact, într-o măsură, anticipăm momentele astea ca să asigurăm așa un fel de un spectru larg de actori implicați care pot să nu depindă de elementul ăsta de transmitere, de timp și așa mai departe. Sperăm, noi am demarat procedurile, am demarat studiile. Ca să înțelegeți, la momentul de față, din informațiile preliminare, 15.000 de documente juridice care trebuie documentate, adică pașaportizate, ca să le poți transfera într-un sistem electronic și să vezi ce efect produc el și pentru ce autorități. Toate documentele astea trebuie studiate, trebuie analizate și trebuie, pe baza informației respective, datelor, trebuie să deja să fie dezvoltat pe sistemul respectiv. Păi odată le facem și am închis subiectul. Păi odată le facem, de acord. Asta ne rămâne mai puțin, că noi tot ne temem. Atât trebuie de făcut. Noi discutam cu Pietru ca să examinăm posibilitatea ca în cabinetul personal să fie și un compartiment ceea ce e legat de justiție, unde cetățeanul, dacă este vizat, el automat să aibă acces, să vadă cel puțin că este o astfel de informație, cel puțin la prima etapă, unde să te adresezi să obții un rezultat pertinent despre despre chestiunea respectivă. De exemplu, acum sunt două compartimente. Este amenzile rutiere, sunt procedurile de executare, dar dacă o să fie și hotărârile de judecată, cred că cetățeanul va să aprecieze un punct care să informații despre el. Colegi, noi am promis că o să fie rapid, dar nici chiar așa de rapid, mai avem 5 minute. Un coleg de la Agenția de Guvernare Electronică îmi scrie, pot să le ofere în M-Connect și noi le oferim acces la toți cei interesați prin portalul guvernamental de date, ceea ce a spus dumneavoastră acum, pentru că nu are niciun fel de sens. Noi complicăm lucruri care, de fapt, au o soluție super simplă. Noi avem, repetăm de un milion de ori chestia asta, noi avem toate elementele deja dezvoltate. De ce noi nu se vorbește, nu se comunică, nu le asamblăm, nu ne unim toți împreună? Colegi, domnul Vatamanu, domnul Vârlan, ultima întrebare, care este una generică. Cum dezvoltați dumneavoastră aceste soluții? Cooperați cu companiile locale, nu locale, pentru că în prioritatea 6, de exemplu, a strategiei transformare digitală la care eu am participat în conceptualizare, este scris foarte clar de rolul acesta de cooperare dintre instituții de stat, instituții private. Și mi se pare că, știți, noi am discutat data trecută, vinerea trecută, cu reprezentanți din Moldova IT Park. Nivelul de conlucrare cu instituțiile de stat, nu știu ce să vă spun. Mai bine uitați-vă ce a spus doamna Donțu și colegii dumneavoastră, da? Și viceversa, noi discutam cu miniștri și dumneavoastră spune, într-un fel sau altul, rata, noi putem să numărăm pe degete companiile care participă. Într-un fel, noi avem un fel de neîncredere în companiile locale. Spuneți-vă, cum le dezvoltați și perspectiva aceasta de sandbox, da?
o aveți sau nu, pentru că știți cum, noi spunem un pas în dreapta, un pas în stânga, știți, din limba rusă, într-un fel sau. Avem noi această libertate ca să vină companiile la dumneavoastră, spune, oameni buni, dar noi avem, uitați-vă ca așa o soluție, care este intuitivă și vrem să o propunem și împreună să o dezvoltați de asemenea manieră, ca oamenii să o folosească, dar să nu, Victor, nu stai din partea. Victor, ai spus niște chestii foarte bune. Într-adevăr, comentați, vă rog. Noi la momentul de față, cel puțin din partea RIJ-ului, pot să vă spun, știm ce vrem. Noi nu vrem aplicații customizate special pentru noi, noi vrem platforme care să vină să asigure continuitate. În justiție nu poți glumi cu o săptămână când lucrează platforma. În justiție trebuie să ai acces, să ajustezi după necesitate în orice moment. Un sistem informațional de așa învergură în care participă în actul de justiție, pare mie să s-a antrenat în jur de, dacă luăm și organele de urmărire penală, în jur de 20.000 de persoane. Când un sistem nu lucrează o zi, e critic. Când lucrează două, e catastrofal. Dacă nu lucrează o săptămână, poți deja să uiți că ai un sistem informațional eficient, pentru că trebuie să introduci datele vechi și atunci deja se întrerupe procesul. Noi ne axăm în mare parte pe vrem soluții care să fie ușor adaptate necesităților. S-a schimbat legea, noi nu trebuie să facem, să așteptăm un an bugetarea, un an de dezvoltarea. Noi vrem să avem posibilitatea imediat să intervenim și să ajustăm ceea ce este necesar. Spre regret, cât sunt ca director, eu nu am avut din partea anumitor companii soluții, să vină să propună soluții care va fi atât. Noi avem o soluție, a doua, a treia și așa mai departe, care ei au dezvoltat-o sau care ei sunt cu participanți. Majoritatea soluțiilor care la noi vin, că e că noi avem un antivirus ipotetic, da? Sau avem o astfel de aplicație, dacă vreți, pentru calculatoare, dar noi nu-i ceea ce căutăm. Noi vrem, dacă sunt soluții, noi vrem acest fel de soluții să fie prezentate, să noi să putem să analizăm, noi avem capacități deja și experiență ca să le analizăm, să vedem, el nu ne răspunde necesitățile sau nu ne răspunde necesitățile. Pentru că să intre în dezvoltarea mică asta e, sau pe componente mici, asta nu este ceea ce ne așteptăm. Noi vrem... Dinu, eu sunt de acord, noi suntem pe tu, apropo, și cu Dinu și cu Petru. Noi avem acest, iarăși, noi evidențiem încă o dată că noi nu comunicăm. Da? Încă o dată vă zic, la MITP sunt 1200 de companii. Lucrează 16.000 de oameni care produc 4,2% din PIB. Eu chiar discutam cu doamna Donțu că dacă au făcut ședințe de guvern la Cahul și la Ungheni, hai să facem una și la PIG, la MITP. Da? Pentru că asta este, asta de fapt este un potențial și de fapt defalcările la buget în 4 ani au chiar cu 7% din taxe unică, au crescut de două ori până la 750 aproape de milioane de lei. Da? Deci e un potențial enorm. Poate că nu discutați suficient poate, cu dezvoltatorii ăștia. Și cumva s-a rupt firul, pentru că ei nu vin. Ideea e bună. Ideea e bună și cred că va trebui mai degrabă, mai târziu, cred că Petru și colegii care sunt implicați pe anumite profesii, să avem un fel de hackathon-uri de astea profesionale. Dacă eu să vorbesc cu Natalia și colegii, pentru că 50 de companii din MITP într-un fel lucrează cu instituții din Republica Moldova, ca să fie din 1200. Eu cred că potențial este, dar chiar dacă nu este, dacă noi întotdeauna, și sper că sunteți de acord cu chestia asta, contem că o să vină dezvoltatorul din Estonia sau din Singapore, el o să vină, el o să uite la fișa aceea tehnică, dar știți cum spun dezvoltatorii? Experiența arată că preluarea anumitor practici în mod nu merge. Noi trebuie să ne concentrăm pe contextul local. Știm noi ce vrem și de ce obținem. Contextul local, dar știți cum mai spun dezvoltatorii tehnici, ca să știți. O spus că ei spun așa, TOR-ul tehnic de talent. Asta este killerul soluției din start, în ziua de astăzi. Exact ce a spus dumneavoastră. El s-a dezvoltat un an în urmă. Da. Cineva din Singapore, idei n-are de contextul local, el idei n-are pe unii planetă trăiește și te pune să-l implementești. Normal că el naște un copil, scuzați, mort din definiție. Domnul Vărlan. Da, vreau să chestie, că programistul este ca un pictor, da? De obicei el vede în felul său, nu în celul care așteaptă ceilalți. Da, e corect, el e tot pictor într-un fel. Domnul Vărlan, dacă puteți comentați cumva aceste elemente importante pentru mine. Pentru noi, într-adevăr, este important feedback-ul companiilor locale și noi vreau să spunem că avem și un caz mai fericit. Noi am avut unele companii care au venit și ne-au propus unele soluții, chiar o companie din Estonia, și noi am dat voie ca să meargă în instanță să propun
soluția tehnică pe care o are, de exemplu, de o companie mixtă, de fapt, dar e fondată în Estonia. Și au propus ca să lucreze, de exemplu, la modul de dactilografiere a datelor, de scriere, deci verbal să fie înscris. Și au mers, au făcut aceste instanțe și încă și acum ei lucrează și ne bucurăm foarte mult că este propunere și ei sunt interesați. De fapt, dezvoltările care le face sistemul nostru, le fac tot companiile din Republica Moldova, nu îți dau din mine, dar ei le fac și noi suntem... Dar în mare parte administrarea o facem Stescu pentru noi, că este cu hotărâre de guvern și ei ne asigură de fapt cu toate cele necesare. Vreau să spun că, și completând cele, într-adevăr, poate cum o problemă, dar este o legătură ceva de comunicare și de informare din sistemele informaționale. Chiar la semnătoarea electronică, care vorbeam anterior despre scrisoarea domnului viceprim-ministru, să adaug. Pe lângă fapt că judecătorii nu vreau să accepte, dar chiar cei care depuneau cererile nu le depuneau contravești. Ei semnau documentul electronic, ca să mă înțelegeți, îl scuteau la printer și îl trimiteau în instanță de judecată. Spuneau, uite, e semnat electronic, ce-am n-a permis în instanță de judecată? Deci, adevărul era undeva la mijloc. Deci, domnul Orlan, deci vine chestia aceea cu ștampila în colțul de dreapta jos? Da, da. Sau e semnată, da? Asta înseamnă. Semnau documentul și făceau prin scrin la ecran, știți? Și făceau prin scrin la scar și trimiteau prin scrinul la ecran, la instanță de judecată ca cerere. Adică trebuie informare și instruire a celor care lucrează în acest sens și asta nu făceau oamenii simpli, dar chiar și avocații, vă dați seama că și ei trebuie să fie instruiți în acest sens. Propunerile și noi, iarăși, în strategia pe justiție, ne spune un punct clar unde trebuie să ajungem și noi avem foarte mult de muncit în acest sens, cu siguranță. Soluții, noi când vorbim cu cei de la inginerie de guvernare electronică, rămânem și noi câteodată. Dar noi avem asta, dați cumva să ne integrăm și noi ca să putem avea soluțiile și să putem veni cu în acest sens. Dar propunerile care acum noi le avem, principale propuneri de îmbunătățire a PICD-ului, la moment anume sunt sistemul de interconectare și integrare a sistemelor. Vrem să furnizăm mai multe date din sistem, pentru că noi consumăm foarte mult date, dar și producem foarte multe informații care vrem să fie consumate de către cei care utilizează. Iar de sistemul e-dosar, eu cred că noi acum avem mai multe idei, o să fie parcurs, o să vedeți că și-au anunțat și câteva idei și public, dar noi vrem ca el să fie, într-adevăr, cât mai prietenos publicului și orice cetățean să aibă acces la el. Astăzi el este făcut pentru profesioniști. Noi pe viitor vrem ca el să fie făcut pentru toți, ca orice persoană, orice justiciabil să poată intra în sistem, să poată accesa și să poată, de exemplu, depune cereri simple pe instanță judecată, să apere singuri. Pentru că noi avem foarte multe persoane care ele singuri merg în instanță judecată și ar putea să intre prin sistemul electronic. Să integrăm cu sistemul de videoconferință ca să poată participa pe de videoconferință în instanță. Dar asta sunt deja la nivelul de discuții, de propuneri, deja de concept și urmează să fie implementate. Dar ne bucurăm foarte mult că avem susținerea tuturor actorilor publici care sunt și deja este o deschidere foarte largă și din partea Guvernului, din partea Ministerului Justiției și celorlalți, toți care sunt în sistem, ca anume într-un termen destul de scurt ca să implementăm și soluții tehnice. Chile vin și cu economii foarte mari. Doar dau un exemplu. Noi, de când am introdus sistemul de videoconferință, de exemplu, la ședințele judecate prin penitenciarele, s-au făcut aproape economii de 10 de milioane la transportul condamnaților. Vă dați seama. Și în acest sens, noi putem să facem economii la multe sisteme. Da, mulțumesc mult, super interesant. Eu cred că ne asumim la subiectul ăsta peste o perioadă, da, facem cu regularitate în fiecare vineri, dar noi finalizăm cu aspectul nostru întotdeauna prin a vă ruga să faceți un apel la cooperare. Un apel la cooperare, cu cine l-ați face? Chemați pe cineva, ce trebuie de făcut? Că noi, iarăși, întotdeauna vedem că această discuție, cooperare, explicare este problema de fapt fundamentală. Noi avem elementele tehnice corespunzătoare, noi avem legislația corespunzătoare, noi avem instrumente de autentificare și semnături digitale, avem platforme de interoperabilitate de care doriți dumneavoastră, dar noi ceva nu merge, rata de penetrare de câteva procente, ca să nu intrăm în multe detalii. Faceți, vă rog, un apel de cooperare, cât cine și de ce trebuie să vină la dumneavoastră, câte un minut fiecare și închidem această discuție. Dino? Eu aș apela în mare parte aș face acest apel pentru companiile locale sau companiile care sunt implicate în dezvoltare de soluții și dacă au soluții interesante pentru sectorul justiției, ei sunt bineveniți să-și formalizeze instrumentul, tool-ul, produsul și vom fi foarte bucuroși ca să participăm ori la prezentare, ori să-l studiem și să vedem unde poate aduce el valoare adăugată
nu doar segmentului profesionist de justiție, dar și pentru cetățeni. Petru, simt eu că trebuie să facem noi, să nu-l numim hackathon, dar să-l numim un fel de sandbox. Da? Noi folosim asta foarte des în Estonia, ia că ne vedem în sala asta și discutăm. Noi avem și acest festival de idei la Paides facem, da? Și acolo, de exemplu, este scenă specială unde oricine prezintă cea mai crazy idee pentru transformare digital din oricare domeniu. Nimeni nu este împuști pentru asta, nu se iei poleții. Merge. Eu cred că noi trebuie să organizăm ceva de genul ăsta. Petru? Noi planificăm, noi chiar astfel de idei, facem, de exemplu, anumite ședințe în care fiecare vine cu propunere și noi vedem că o propunere strălucită vine de la cineva, de cei la anumite probleme care noi le avem în general. Apelul meu o să fie către toți actorii din domeniul justiției, avocați, executori judecătorești, celor cei care participă și chiar justiția, să vină cu un feedback către noi, să ne spună ce doresc ei și cum ar vrea să arate sistemul. Pentru că noi, viziunea noastră este, noi ne colectăm foarte mult, dar vedeți, noi în mare parte lucrăm cu instanțele și noi cunoaștem ce doresc instanțele, ce doresc judecătorii în mare parte, pentru că noi avem această colaborare foarte strânsă cu cei din domeniul judecătoriesc și ei, noi practic în fiecare zi cunoaștem. Dar îi rugăm frumos ca ei să ne vină cu un feedback și cum ar dori ei să vadă sistemul, cum ar dori ei să intre în sistem, ce ar dori date să consume ei din sistem, pentru că pentru noi este important să cunoaștem ce doresc ei, pentru ca noi să ne planificăm acțiuni în acest sens. Este vorba de discuții și de colaborare în acest sens. Eu cred că asta e super important, pentru că, iarăși, dacă vrem ca cineva să le utilizeze resursele corespunzătoare, noi, probabil, cea mai simplă modalitate care să le utilizeze se regăsească în ea, da? Să vadă că, de fapt, acolo este văzută problematica lor și utilitatea lor. Pentru că dacă nu o văd, îi spun, ok, asta e pigd, cineva lasă justiabil, să o folosească într-un fel sau altul, nu e curtea noastră. Și, iarăși, ideea de comunicare, de discuții și așa mai departe, eu cred că e super importantă. Noi credem că ne discutăm prea mult, dar de fapt se vede că noi discutăm ineficient. Și exact din acest considerent, noi organizăm sistemic în fiecare vineri și vă invităm vinerea viitoare la discuțiile noastre organizate de către IPRE, pe care eu îl reprezint în calitate de expert pentru politici de digitalizare în cooperare cu Agenția de Guvernare Electronică, privesc eu, și vă așteptăm vinerea viitoare. Vă dorim o săptămână cât mai bună. Nu uitați, Moldova va fi digitală, dar depinde în primul rând de către tine, de cel care ne urmărește în acest moment. La revedere! La revedere!